de cel mai mare pictor de sela. Citiți atenți și veți afla poveste care vă va bucura. Azi nou program, atenție, poftiți la ce poftiți. Program special de martiru, că nu mai e cu scamator, iluzionist și tiri încânzit. Ego și brownie cei mai renumiți. Azi nou program, atenție, program senzațional. Poftiți, avem și un trapezist pe cal. Panzeu, dansel, pui de leu, e compas ultimul spectacol, mâine la tine. Atențiune, atențiune! Onorat public, vă invităm la spectacol! Un spectacol extraordinar! Un spectacol atractiv! Mai atractiv decât Brigitte Bardot acum 25 de ani! Sau decât Florin Piersic, tot atunci! Un spectacol palpitant, mai palpitant decât situația în clasamenta rapidulețului! Un spectacol plin de farmec și de culoare, mai plin de culoare decât o cămașă iunii după prima spălare! Un spectacol plin de surprize, mai plin de surprize decât nevastă mea când se duce la coafor brună și nu știu dacă o să vină de acolo blondă, roșcată sau albastră! Un spectacol senzațional! Mai senzațional decât un meșter care vine la o reparație de la prima chemare! Un spectacol de mai mare succes decât o premieră pentru rude și prieteni! Un spectacol de nota 10! Mai 10 chiar decât notele jurului la concursul Steaua fără nume! Un spectacol pentru inimile tari! Fiind doar pentru cei cu inimile tari, nu se vând bilete decât celor care, când sunt chemați în biroul șefului, intră la acesta zâmbind și ies de acolo tot așa. Un spectacol cum rar se vede! Un spectacol deconectant! Mai deconectant decât un spectacol de circ. Stai colega, că aici n-ai nimerit-o. De ce? Pentru că este vorba într-adevăr de un spectacol de circ. Aoleu, așa e? Păi? M-am ambalat în reclamă și am uitat că noi invităm azi onoratul public. Sub cupola hazului. Spectacol de acrobație umoristică și muzicală de Fred Firea. Își vor face apariția în arenă următorii acrobați, jongleri, iluzioniști, dresori și chiar actori de comedie. Aceștia din urmă fiind și cei mai căliți. În acest moment, în culise și în cabine, artiștii se pregătesc pentru spectacol. Cine mi-a luat de aici, de pe măsuța de machiaj, cutia cu chibritul? Eu, pompierul de serviciu. În cabină fumatul e interzis. Dar în cutie nu aveam chibrituri. Nu? Dar ce aveți? Costumul meu pentru numărul la trapez. Mini, 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 în balan. Unde-i dresorul? Aici, maestre. Văd că din trupa dumitale de cai lipsește unul. E la o bere. La o bere? Și dumneata taci? Eu i-am spus să nu bea înainte de spectacol, că dacă se amețește și vede dublu, nu mai știe de care din cei doi dresori să asculte. Nu vrea jarabec, o bere pentru calul meu. Unde-i dresoarea de căței? Aici sunt, maestre. Unde ți-e câinele socotitor? Cel care face operațiuni de adunare, scădere, mulțire și împărțire, care era deliciu spectatorilor. Așa e, maestre, dar azi i-am dat liber. Are oră la meditator. Doi și cu doi fac cinci când ești îndrăgostit. Artiștii se pregătesc. Spectatorii se pregătesc și ei. Mm.
Bună ziua! Bună ziua! Care frizer e liber? Eu sunt! Te rog să mă tunzi, dar repede, da, că am bilete la circ. La circ, da, imediat, imediat. Nu las loc, aici, perfect. A, la circ. Eu vă înțeleg, să știți că și mie îmi plac spectacolele de circ. Da, când nu merg la fotbal, merg la circ. Apropo, ați fost la ultimul meci? Ce părere aveți de golul acela din offside? Oh, nu, cum n-ați văzut? N-ați văzut, nu se poate. Atunci să vă povestesc eu cum a fost, să vedeți. Dar mai întâi spuneți-mi cum vreți să vă tund. În tăcere. Unde la... Dacă peste oră începe spectacolul. Chiar așa, Mișule Zău, ce te tot învârtești de acolo până acolo? Ce spui, dragă, ce te-o cauți? Dragii mei, cred că s-a întâmplat o nenorocire. Ce s-a întâmplat? Ce nenorocire? Nu știu unde e. Cine? Al patrulea. Al patrulea ce? Al patrulea bilet, dragă, nu-l mai găsesc. Asta e bun. Da, e sigur că aveai patru. Păi, desigur, mama e. Unul pentru mine, unul pentru Matale, unul pentru mămica și unul pentru tine. Sigur că da. Și ceva, nu sunt decât trei? Păi pe al patrulea, nu știu unde l-am. Asta e, vai, Mișule. La, gata, vai, Mișule, lasă, s-a pierdut, gata. Nu e o afere, nu? E un simplu bilet de circ. Păi ce să facem, asta e. O să mergeți numai voi trei și gata. Hai, grăbiți-vă că peste o oră începe spectacolul. Și tu? Eu. Eu o să renunț. Ce vrei să fac? Vai, cum ai putut să-l pierzi, Mișule? Dar chiar așa, cum ai putut să-l pierzi, maică? Tocmai de-aia renunț, ca să mă pedepsesc, nu te șau pentru neglijența mea. Și totuși, Mișulică, zău, cum o să rămâi singur acasă? Singur. Nu, stai, dragă, zău, hai mai caută, trebuie să te caută. Să-l caut? Păi de unde să-l caut? În patru camere? Că ți-am spus să-l luăm cu trei. Toroco, patru. Ei, acum uite, caută în atâta spațiu un biet bilețel. Un ac într-un carcofân. Hai, nu mai pierdeți timpul. Hai, mai sunt 57 de minute. Hai. Și tu să stai singure la acasă. Da, sigură, chiar așa, maică, singure. Las că e bine. Numai așa o să-mi dau și eu seama ce tristă e singurătatea. Cu atât mai mult o să vă prețuiesc când o să vă întoarceți, dragii mei. Hai că mai aveți 55 de minute și... Dar nu o să te plictisești, maică. Să mă plictisesc, mama, vai de mine. Da, hai să mergem, dar stai totuși, ce o să faci tu toată seara singure la aici? Păi, mămică dragă, aș putea să gătesc ceva. Să gătească, da. Cum? Ce, tu te pricepi să gătești? Nu, dar învăț. Odată și odată, tot trebuie să încep, nu? Da, Nicula, eu vreau să mergi cu noi. Nu, puișor, gata, dacă rămân acasă, aș putea să te ajut la lecții, puișor. Nu mai să-mi lași caietul de matematică și problemele, că de mult nu ți le-am mai făcut. Vai, ce drăguț ești. Nici nu o să simt când o să treacă 3 ore, dragii mei. Că 3 ore. Lasă, coană mare, că te servești și pe dumneata. Mai spăl câte ceva. Mai cos un nasture. Mai plim cățelușul pe pufulețul. Da, nu-i nimic dacă o să stea și cățelul o seară acasă neplimbat. Și el? Nu-i destul că stau eu? De ce să ducă și el viață sedentară? Grăbiți-vă. Hai că mai aveți 54 de minute. Hai, dragă zău, hai de totuși și tu cu noi, că vedem noi acolo ce facem. Hai și tu cu noi. 4 pe 3 bilete? Nu făceam asta nici când eram mic. Înseamnă că nici nu știi ce soț cinstit ai. Lasă, dragă zău, poate găsim acolo o soluție. Găsim un bilet. Bravo, amigo, mergem la un bilet în plus. Nu admit să încurajezi specula. Ce nebun? Păi dar cum care specula? Sunt unii care vând bilete cu supraprețuri, nu mă duc. Dar mai există și oameni serioși, dragă, care își vând biletele, fiindcă, știu eu, nu mai pot să meargă sau mă. Nu mai pot și eu să profit de pe urma necazurilor unuia sau altuia. Cum? Ce necazuri, mai? Păi dar cine știe, mamă, din ce cauză nu mai merge omul la spectacol? Și eu să mă distrez în locul unui om necăjit? Că de bucurie n-a renunțat el, săracul, poate că e răcit, nu? Sau poate că nu i-a venit logodnica, sau poate că și-a pierdut biletul, săracul, că n-a fost atent, ca mine. Stai, tăticule, dacă l-a pierdut, cum îl mai vinde? Auzi-o! Nu mai tăia și tu acum firul în patru, că nu mai ai timp. Asta e bună. Și pe urmă trebuie să vă spun, mie nici nu-mi place circ. Asta acum ești culmea, zău. Preferat. Eu? Dar când am spus eu așa ceva? Ieri, când ai venit cu biletul. Așa ai spus. Ieri, dar între timp mi-am schimbat părerea. Păi dar voi nu știți, odată cu omul evoluează și gusturile. Tăticule, ăsta o să-ți placă.
dacă să știi, e cu elefant. E cu ele... cu el... Vai de mine, cu elefant. Am alergie la elefant. Tu? Alergie la elefant? De când ai tu alergie la elefant? Da, asta. De mic! De mic? De mic, da. Ia ascultă, Mișule. Dragă, tu ai fost în Africa la safari și nu ne-ai spus. Da. Nu, dragă, nu. M-a pus odată la școală să desenez un elefant. Și? Da, l-am reușit atât de bine că am luat un 4. Un patru. De atunci s-a creat în mine, dragii mei, un fel de reflex condiționat. Adică știți cum să vă spun, cum văd un elefant, mă și simt corigent. Se poate. Nu-i nimic, maică, nu-i nimic. N-ai decât să nu te uiți la ei. Da? Nici la lei, nici la tigri. Cum? Adică mă uit eu la dumneata și să nu mă uit la tigri, mama? Mișule, ia vezi, dragă, vezi că o super pe mama, să știi, nici chiar așa. Tocmai, dacă mergeam cu voi, poate că o supăram. Păi de ce, mama? Tigru? Mai bine că am pierdut al patrulea bilet. Uite, mai sunt 50 de minute. Haide, dragă, ne știu, iau, sună cineva. Hai, puișor, hai, du-te. Du-te tu, puișor. Asta e, dragă, de musafir, ne arde la ora asta. Cine era, puișor, cine? Da, vecinul de deasupra. Ce voia vecinul? Zicea că nu vii odată. Că partea e lăuda, că pe noi ne expediezi la cir și că matale te duci cu el să faceți o tablă. Ce face? Și că multe mai așteaptă. Mișule! Mămică! Să zic, asta era table. Gata, cu tablele în cap. Gata, dragă. Stai. Să-mi pun paltonul și mergem. Merge că mai avem doar 48 de minute. Hai, ține tu biletele, puișor, hai. Dar văd că sunt toate patru, tăticule. Păi patru, bineînțeles. Patru, v-a să zic că ziceai că unul din ele nu știu unde este. Era în buzunar. Păi ce există să pierd eu vreodată ceva? Ia uite-te la ea. Înainte de a intra în arenă, e bine să stabilim ce este circul, după părerea fiecăruia. Am recurs la câteva mini-interviuri și iată ce ne-au răspuns. Un casier. Circul? Un bun prilej de a număra lei. Elegantă. La circ, cel mai mult îmi place dresura de șerpi. Întotdeauna calculez câte perechi de pantofi ar putea ieși dintr-o asemenea dresură. Ce părere are un obez? Cel mai mult îmi place când apar elefanții. În clipa aia mă simt atât de slăbuț. Un elev. Mie, nene, cel mai mult îmi place șarpele cu clopoței, că ăsta sună mereu de recreație. Un îngânfat. Eu? Eu am nasul pe sus? Du-te, dumneata, la menageria circului să vezi girafele. Un demagog. Mie cel mai mult îmi place dresura de papagal. Ma che bello papagallo. Dar apropo de circ, mai există și punctul de vedere al celor înclinați spre poezie. Aceștia ar spune... Circ! Își tot trâmbițează marele spectacol mare, ce de veacuri, de milenii, ni-l anunță neîncetat. Ni-l anunță cu enfază, vrând să arate că e în stare să ne farnece și astăzi, cum mereu ne-a fermecat. Circul, seri multicolore, poate oarecum naive, care însă ne oferă cel mai minunat voiaj. Un voiaj de două ore ce transformă în adjective substantivele putere, măestrie și curaj. Circul, surle și paete, lei sărind cu eleganță printre cercuri mari aprinse seara și la matineu. Ursuleți cu biciclete, pedalând cu siguranță și un căștan spunând belșoar. Asta pot să fac și eu.
Călăreți în cavalcadă, foci cu grații de naiade, scămatori ce scot din mâneci câte mici nu-ți trec prin gând, fete închise în câte o ladă și străpunse de trei spade, ca păsărea apară mai intacte ca ochii. Clown care își ascunde obrazul sub o mască de făină, zburătoarele ireale ce-mi zâmbesc de pe trapez, tumbe ce provoacă hazul și un bunic care suspină. Tot la circ cândva bunicul mă ducea să mă distrez. Tobe, trâmbi, salturi, glume și pe o scară verticală acrobați ce-mi dau emoții când plutesc peste abis. Circul e o mini-lume îmbrăcată în poleiară, e un vis tradus în viață și e viața într-un vis. Revărsându-și toate aceste bucurii din mii de cupe și redându-ne parfumul nostalgiilor târzii, circul, ca într-o poveste care nu se întrerupe, când și când ne mai îndeamnă să redevenim copii. Auzi, dragă? Da, dragă. Cum a învățat colega noastră jonglerie? Cică prin corespondență. Da, după cum reușește, cred că din corespondența asta s-au pierdut o mulțime de scrisori. Ce faci, prietene? Încă nu te-ai căsătorit cu Melania? Mi-e greu să mă hotărăsc. Mai, dar de ce? Doar o iubești? Da, dar mi-a spus că odată căsătoriți ar dori ca zi de zi, seară de seară, da? Clipă de clipă, da? Să fiu alături de ea, oriunde s-ar găsi. Mai, dar asta este foarte frumos. Care frumos? E călăreața acrobată la circ, seară de seară, e sus pe cal. Dragul meu, eu nu mă pricep la prestidigitație, dar cred că e o nimica toată. Normal. Nici o profesie nu ți se pare mai ușoară decât aceea pe care nu o cunoști. Ne cunoaștem din vedere, câte clipe efemere, niciodată în drumul lor nu și-au oprit mersul sigur și grăbit. Normal. Nici o profesie nu ți se pare mai ușoară decât aceea pe care nu o cunoști. Și atât. Ce faci, colega? Ce faci? Replica asta s-a mai spus odată. Da, da, dacă nu o repetam, cum aduceam vorba despre cei doi spectatori din sceneta de mai jos? Extraordinar, formidabil. Ce? Dresura asta, grozavă. E, asta. Cum e? Să iei tu un leu și să-l dresezi. Ce mare lucru, iei leu și-l dresezi. Așa, simplu? Te cred. Și un tigru? Același lucru, doar că iei un tigru. Asta e tot? Dar ce credeai că e? Ce tot te minunezi? Adică tu zici că oricine poate ba să... Ba bine că nu, și un copil. Și noi? Și noi. Adică vrei să spui că noi dacă am luat un elefant... E, chiar elefant, nu fii lacom. Cum lacom? Doar nu-l luăm să-l mâncăm, îl luăm să-l dresăm. Mă rog. E, cum am începe? Păi mai întâi iei elefantul. Așa. După care... Da. Auzi, ia alege tu altceva. Elefantul nu e bun? Nu e, ocupă loc mult. Asta așa e. Păi să luăm... Un tigru ar fi bun? Merge, iei tigru. Mi-ar fi cam frică. Fii serios, dar ai fi cu mine. E, dacă aș fi numai cu tine ar mai merge, dar dacă ar fi cu noi și fiara... Bine, bine, atunci alege o felină mai domestică. Un tigru de pe lângă casa omului? Domestică. Aha, păi avem acasă o pisică, ar fi bună? Ar fi, că e rudă cu tigru. Mă rog, cu tigru, cu leopardul, cu jaguarul. Ce neamuri mai are? Păi are doi pisoi la cumnată mea, i-am dat de mici. Lasă-i pe ăștia. Păi de ce? Că sunt rude de gradul 1. Eu întrebam ce neamuri mai are printre feline. A, parcă poți să știi cu pisicile astea. Și ce ai putea să o înveți? Să prindă șoareci. Păi n-avem. Atunci iei pisica, da? Și o înveți să facă tumbe. Aoleu, nu, ne-am mai spart două vase până acum. A, dacă e periculos să caut altceva, ceva mai cu minte. Un urs ar fi bun. Perfect. Și cum îl dresezi? Mai întâi iei ursul. Da, și tot eu să-l iau și pe ăsta? Tu nu iei nimic? Da, și ascultă, iei ursul și îl înveți să vină în arenă spunând mur, mur. Păi asta spun toți urșii. Da, bine, atunci îl învățăm să nu spună nimic. Cum să vin așa neanunțat, mai rău. Bine, dacă ți-ar fi frică și de urs, caut altceva.
Că ce mai ai pe acasă? Un porumbel. Bun! Și cum se dresează? Iei porumbelul și îl înveți să zboare. Păi știe să zboare. Nu mai da ceva gata adresat, dăm altceva. Ce mai ai pe acasă? Păi am un meșter de la o cooperativă. L-am chemat să ne repare ceva. Nu e bun. Păi mie îmi spui? Nu-l convingi nici cu cearta, nici cu vorba bună. Altceva, un pește ai? Pot să fac rost de la un prieten care are un acvariu. Și ăsta e învățat? Dacă are liceu seral. Bine, vorbeam de pește. Asta nu prea. Foarte bine, l-am putea dresa. Ce să fac? Să noate. Păi asta știe și el. Îl învățăm să noate stilul fluture. Da. Păi, n-ar fi mai simplu să dresăm direct un fluture? Ba da, dar pentru asta trebuie să așteptăm până la vară. Până atunci ce dresăm? Știu și eu, dacă la toate faci nazuri... Ce-ar fi să ne întoarcem la pisică? Ne întoarcem. Da. Iei pisica. Așa. Și o înveți... Să nu spui să facă iar tumbe? Nu, o înveți să se joace cu un ghem de ață. Asta a învățat-o băiatul meu, care n-are decât 4 ani. Păi vezi eu ce spuneam. Dresura e o nimica toată, poate s-o facă și un copil. La steluța în ogradă, ia-ia-o, e concert ca la estradă, ia-ia-o. Vin soliștii toți grămadă, ia-ia-o. Și cocoșul, cucurigu, cepeleagul, cucurigu, strigă cucu, cucurigu, rigu-gagu. La steluța în bătătură, ia-ia-o, este mare tevatură, ia-ia-o. Toată lumea face gură, ia-ia-o. Și măgarul, panglicarul, își arată harul, harul. Și cocoșul ce te leagă, strigă cucuricu-gacu. La steluța în grădină, ia-ia-o, e o liniște de plină, ia-ia-o. Și concertul e-n surdină, ia-ia-o. Doar purcelul mai tăiță și sughiță, sughiță. Și măgarul, panglicarul, își arată harul, harul. Și cocoșul ce te leagă, strigă cucuricu-gacu. La steluța sub fereastră, ia-ia-o, va cânta orchestra noastră, ia-ia-o. Doar de inimă albastră, ia-ia-o. Nici cățelul nu-i de piatră, zi și noapte latră, latră. Și cocoșul ce pe leagă, strigă cucuricu-gacu. Și măgarul, panglicarul, își arată harul, harul. Și purcelul mai guiță, ghiță, ghiță, ghiță. Și acum ritornela, ia-ia-o. În concluzie la stela, ia-ia-o. Cântă corul la capela, ia-ia-o. Și gâscanul dă cu prinsul să-i imprime discul, discul. Și cocoșul ce pe leagă, strigă cucuricu-gacu. Și măgarul, panglicarul, își arată harul, harul. Și cățelul de piatră, zi și noapte, noapte, noapte. Purcelul mai guiță și guiță, guiță, guiță. Și gâscanul dă cu prinsul să-i imprime discul, discul. Și cocoșul ce pe leagă, strigă cucuricu-gacu. Și măgarul, panglicarul, își arată harul. La steluța în ogradă, ia, ia, ia. Maestre, vă admir foarte mult demonstrațiile de iluzionism. Dar de ce nu lăsați pe spectator să vi le observe mai de aproape? Pentru că eu cred în dictonul care spune: vrei să înțelegi lucrurile? Privește-le de aproape. Vrei să-ți placă? Privește-le de departe. Departe. Acum ce mai spui, colega? Pretindeai că n-am talent și ai văzut aseară ce succes am avut. Câțiva au și aplaudat. Tocmai asta mă întrebam și eu, ce s-ar face cei fără talent dacă n-ar exista cei fără gust? Gigele, da? Tu știi cine vede mai bine ca omul? Vuitul! Bravo! Dar cine aude mai bine ca omul? Iepurele! Bravo! Dar cine miroase mai bine ca omul? Trandafirul! Cred că îți dai seama, emisiunea asta despre circ este ca o lecție de științe naturale. Cum așa? Nu vezi ce ușor am trecut de la faună la floră? Mi-ai lăsat pe braț atâta flori, cât nimeni niciodată n-a primit. M-ai privit tăcut cum
fi sau a nu fi. A, nu, colega, nu, nu. Ce? Nu, oricât l-am prezentat pe Hamlet într-o viziune nouă, dar sub cupola circului tot nu-l văd. A, nu, dar o variantă a celebrei întrebări o întâlnim și aici. A fi sau a nu fi soție de artist. Nu, mai exact, soție de artist de circ. E bine să fii? E mai bine să nu fii. Până acum s-a tot vorbit pe seama soțiilor de fotbaliști, că vecinii le salută și le întreabă de sănătate numai în săptămâna în care echipa soțului câștigă, sau că îi împrumută oțet numai dacă le dă în schimb sugestii ce să joace la pronosport, sau pe seama soțiilor de șahiști, acei șahiști pe care dacă îi întreb când îmi iei, dragă, sandalele alea de vară, atâta se gândesc până vine iarna și intri în criză de timp. Ca să nu mai spun ce nevoie au șahiștii de liniște. Pentru studiu, nu? Nimeni să nu scoată o vorbă în casă timp de 3 ore pe zi. Vai de nevestele lor. E, dar nici soția unui artist de circ nu e simplu să fii. În primul rând, pentru că ei au un limbaj al lor. De exemplu, când vor să fie tandri, nu-ți spun iubito vino lângă mine. Îți spun alehap. Al meu a vrut mai întâi și întâi să fie echilibrist, iar eu să-i fiu parteneră, adică să mă țină pe umeri sau pe cap. Mi-aș fi spus, tot îmi stai de atâta timp pe cap, bare-mi fă-o cu folos. Dar n-a mers, chiar la premieră m-a scăpat jos. Zic, stai așa că nu-i bine, întâi de ce să-mi spună colegii că tu mă susții? Și în al doilea rând, dacă tot mă susții, bare-mi susține-mă ca lumea. Și s-a făcut clown. Avea un număr în care partenerul îi trăgea palme și lumea râdea. Într-o zi l-am întrebat, cum de suportă chestia asta cu palmele? Uite ce e, îmi explică el. Noi din când în când avem câte o ședință în care știm că el tare ar vrea să tragă în mine. Și dacă lasă dea în mine în arenă, mă gândesc că se răcorește și în ședință mă lasă în pace. Pe urmă s-a apucat de dresură. A început modest, cu o dresură de pureci. Cea mai pătimit. Când venea cu partenerii acasă, nu mă lăsa să-i tratez nici cu insecticid. După aceea a dresat un arici. Zicea că e ceva mai original. Numai că într-o zi din neatenție, directorul circului s-a așezat pe arici cu pricina. S-a supărat foc. Și pe bună dreptate. Auzi, maestre, dacă vrei să mă critici, fă-o dumneata direct, nu prin intermedia. Dar și eu i-am spus, ce trebuie, dragă arici? Ia și tu ceva mai cu minte. Și și-a dat o tigroaică și o zebră. Dresură combinată. Ce necazuri a avut și cu tigroaica. Ia-ndungi, zebra-ndungi. Refuza să apară în manej alături de o parteneră îmbrăcată la fel. Și ce? N-avea dreptate. Eu tot așa aș fi făcut. Și pe urmă, ce nevoie avea el de tigri? Ce? Colegi n-are? La un moment dat ar fi înclinat spre o cămilă. Zic, da, nu-i rău. Cămila e în stare să nu bea nimic cu săptămânile. Dacă ar putea să te dreseze ea pe tine în sensul ăsta. Mă rog, până la urmă și-a luat o focă. A învățat-o să cânte la trompetă menuetului Boccherini. Succes extraordinar! Până când a venit la spectacol un cronicar dramatic. A doua zi a scris o cronică prin care o făcea praf. Închipuiți-vă, la măsura a 16-a, în loc de do curat, a luat un do diez. Ca urmare, a fost retrogradată, transferată la o pescărie. Când au vrut să o reabiliteze și să o trimită din nou în arenă, a refuzat. Mulțumesc, nu? Ce e drept aici, nu sunt vedetă, n-am aplauze, dar mănânc pește pe gratis și nici nu mă critică nimeni. Într-un timp, Fănică, soțul meu, striga din somn un nume. Fifițo! Cine e dragă fifița asta? A, cine să fie? O maimuțică pe care tocmai o dresez. După câteva zile îi spun, auzi, dragă, maimuțica asta a ta e foarte bine dresată. Ai învățat-o să vorbească la telefon. Ce te face să crezi? Cum ce? I-am găsit numărul în agenda ta. E, după ce a lichidat cu maimuțica, s-a gândit să-și ia un șarpe. Dar costa prea mult, așa că s-a mulțumit cu o șopârlă. Numai că șopârla asta nu-și prea vedea de treabă. În loc să vină la repetiții, toată ziua se strecura prin dosarele colegilor de dresură. Se strecura în dosarul veveriței pe motiv că prea circulă din pom în pom și că de unde-și tot procură ea alune. Se strecura în dosarul papagalului că în ședință repetă doar ce spun antevorbitorii. În dosarul Cămilei că tot ce-i face, face în deșert. În dosarul câinilor fotbaliști că nu joacă bine dacă osul e prea mic. În dosarul puri că trăiesc numai din ciupit, în dosarul iepuilor că sunt cam aristocrați, nu apar decât din jobene. Spunea chiar și despre mine că mă uit la ea ca la o viitoare pereche de pantofi. Ah. Sau să fii soție de prestidigitator, că a încercat și asta, succes mare, era și talentat. Lua o carte de joc, o ascundea, spunea hocus pocus și o făcea să apară din temirce. După un timp a început să facă demonstrații din astea și acasă.
ascundea chenzina și nu mai făcea să apară până la lichidare. Și nici hocus pocus nu mai spunea. Atunci am strigat: auzi, dragă, dacă mă iei drept public și îmi dai reprezentații din astea, să știi că o fac și eu pe iluzionista. Dispar de acasă și nu mă mai găsești decât la mama. Că pe artiștii de circ așa trebuie să iei, tare și cu îndrăzneală, ca în arenă, vorba aia. Pe lângă ei absolvim și noi școala curajului. Ce distins și interesant e artistul acela. Și doar nu mai e tânăr. E așa, dragă? Când nu mai suntem tineri, căutăm să fim distinși. Iar când nu mai suntem frumoși, ne mulțumim să fim interesanți. Gigele? Da, tăticule. Gigele, în curând Barza o să-ți aducă un frățior. Uh-huh. O să fiți doi. Îmi pare bine, tăticule. Bravo, păi, dar tu știi cum face substantivul copil la plural? Știu, tăticule, gemeni. Auzi, știi să păstrezi un secret? Eu? Mormânt, nu altceva. Când îmi spune cineva ceva, e ca și când nu l-aș fi auzit. Atunci fii bun și împrumută-mi 200 de lei, dar să nu știe nimeni. Dar ce faci? De ce nu răspunzi? Păi doar ți-am spus. E ca și cum n-aș fi auzit. Da, taci, nu vreau niciun cuvânt. De ce s-arunci în vânt cu vorbe? Taci, taci, și gândul tău fior. De-o da vreun semn de dor, eu am să-l prind din zbor. Taci, mi-ai spus prea mult, destul, mi-e sufletul sătul de vorbe. Taci, și lasă-ți ochii grei, să noate-n ochii mei și am să înțeleg ce vrei. Alo, Lilișor? Da. Dragă, sunt foarte necăjită, caut o femeie care să aibă grijă de copil când noi mergem la un spectacol. Dar te-am trimis acum 3 zile una. Păi pe aia o caut, draga mea. Cu fiecare gând, oriunde și oricând te caut. Ah, sunt foarte supărat, draga mea. Astăzi, la numărul de jonglerie, am făcut aceeași greșeală ca ieri și ca alaltăieri. Of, și doar ți-am spus că în viață e păcat să faci mereu aceleași greșeli, când atâtea altele își așteaptă rândul. Atențiune, atențiune, onorat public, v-am oferit un extraordinar număr de acrobații. Grozav, formidabil, extraordinar. Despre cine vorbești? Despre acrobați. A. Cum e? Păi nu m-au impresionat. Cum nu? Tu n-ai văzut ce figuri făceau? A. Adică tu crezi că oricine poate să... Acrobat? Și încă foarte ușor. La urma urmei, ce mare lucru crezi tu că e și acrobația asta? Stai puțin. Cum ai putea tu să devii acrobat și încă foarte ușor? Chiar te interesează să afli? Am și foarte curios. Cum ajungi tu să faci figurile alea? Atunci fii atent. Îți predau o metodă rapidă. Să nu mai ochi și urechi. Întâi te iau cu figura cea mai ușoară. Chiar te-aș ruga. Mersul pe sârmă. Mersul pe... Asta la tine e figură ușoară? Da, pentru că întâi simulezi. Doar mimezi că mergi pe sârmă. Și de fapt pe ce merg? Pe jos, adică la nivelul podelei, al covorului. Da, asta n-ar fi cine știe ce. Întrebarea e cum pătrund pe covor. Cine te oprește? Păi nevastă mea, n-ai idee ce-l ferește de praf. Păi încă n-ai de unde să cazi ca să zici că te faci praf. Nu asta ar speria-o pe ea. Dar ce praf o sperie? De pe tălpi. Aha, și cum mergi tu acasă pe covor? Nu merg. Dar ce faci? Îl ocolesc. Cu papuși te lasă? Numai dacă îi curăți bine cu aspiratorul. Bine, unde am rămas? Unde mi-explicai cum devii tu acrobat. Nu, la ce capitol? La capitolul papuci. Bun, ziceam că i-ai pus. Stai să-i mai șterg puțin. Acum îți fixezi pe covor o linie și mergi pe ea. Nu, asta e greu. De ce? Păi când l-am cumpărat, a ales un model cam întortocheat. Cercuri, spirale, zigzaguri, dacă merg pe o linie din asta amețesc. Nu-i nimic, sunt lângă tine. Bun. Când te-ai obișnuit cu simularea, așa, iei o sârmă. De unde? N-ai o sârmă pe acasă? Ba da, pentru rufe. E bună, o să o folosim pe asta. Nu-i mai bine ca întâi să iau rufele jos? De, cred că da. Să zicem că le-am luat. Da, bun, acum înalți sârma, nu mult, cam la
50 de centimetri de podea. Nu poți să o las puțin mai jos? 45. 20. 40. Știi ceva? Nici ca tine, nici ca mine. 25. Auzi, nu te tocmi, o las la 30 și gata. Acum încep să mergi în echilibru. Crezi că o să reușesc? O să meargă, sunt eu lângă tine. Bun, unde am rămas? La 30 de centimetri. Nu fi șmecher, am zis 35. Ce memorie poți să ai? După ce ai reușit să mergi în echilibru la înălțimea asta, da, ridici sârma la un metru. De ce? Pentru că treci la ciclu 2, avansați. Ia uși ce silitor sunt, preferam să repet anul. Când te-ai obișnuit cu înălțimea asta, da, ridici sârma la un metru și jumătate. Așa, deodată. Dar cum ai vrea? Rate, nu se poate. Fii serios, de ce nu ești atent? Unde ți-e mintea? Unde să fie? La 3 metri și 20. Cum la 3,20? Am spus clar, 1,50. Da, și cu 1,70 cât am eu... Socotește și tu că mie aici pe sârmă mi-e greu să fac și adunări. Tocmai fii atent cum mergi. Da, să nu dau peste cineva. Iar când te simți stăpân pe tine, așa, îți trimiți și o parteneră. Aici sus? Da, da. Auzi, nu poți să ridici sârma asta la vreo 4 metri? De ce? Ca să nu mă ajungă nevastă mea. Fii liniștit, sunt lângă tine. Îmi place că ești lângă mine și la bine și la greu. Unde am rămas? La parteneră. Așa, ea... O să execute aceeași figură ca fata aia din spectacol. Adică? Încet, încet o să ți se urce pe cap. Și ea? Iar tu o să o duci așa. Așa, nu cred că o să o duc prea mult cu două pe cap. O să o duci de-a lungul sârmei. Auzi, aș putea să folosesc în locul sârmei un fir telefonic. De ce? Dacă o fi ceva... Să dau telefon la salvare. Ți-am spus că sunt lângă tine. Dacă o fi ceva, eu te asigur. Nu-i mai bine la Ada. Lasă asta. Nu uita că trebuie să te concentrezi. Dar aș putea să cobor de aici pentru câteva minute? Pentru ce să cobori? Ca să o condoliez pe nevastă mea care a rămas văduvă. Fii serios, nu pățești nimic. Ți-am mai spus odată. Ce mare lucru crezi că e acrobația? Da, ia stai așa că mi-am adus ceva aminte. Era vorba să-mi explici cum ajungi tu acrobat, nu eu. Așa e, ne-am luat cu vorba și am uitat amândoi. Păi vezi, acum ce facem? Ce să facem? Mă dau jos de pe sârma asta ca să te urci tu, da? Da, îmi pare rău, nu mai e timp. Începe alt număr din program, dar ascultă-mă pe mine, acrobația asta e o nimica toată. Mare îmbulzeană, așa e la circ. Luna de năvală, mare și plin. Să vadă în arenă, tigri și lei. Cai drăta să joace, trei câte trei. Uși polar maimuțe și un clown vestit, care râde luna până la sfârșit. Omul în rachetă și în balon, uși pe bicicletă fără ghidon. Hei, gongul a bătut, minunea a început. Un, doi, trei, hocus pocus, lumea întreaga a dispărut. Hei, de lumină, povestea a început. Uite în arenă un biciclist, este cel mai mare echilibrist. Merge pe o roată fără egal, dacă vrea el face șuta mortal. Uite omul care plânge râzând și un altul care tace vorbind. Lumea de năvală, așa e la circ. Mare îmbulzeală, mare și mic. Hei, gongul a bătut. Îl vezi pe tânărul acela? De mic are vocația de echilibrist. De atunci stă pe umerii părinților. Alo, recepția? Da, vă rog, recepția. Eu sunt cel de la camera 312. Artistul care e în turneu în orașul nostru. Exact, și am o rugăminte. Pentru că mâine dimineață plec cu trenul de 8, aș vrea să-mi dați un telefon la ora 7 ca să mă treziți. N-aveți nicio grijă, mâine dimineață la 7 vă sunăm. Nu o să uitați? Vai, nu o să uităm. Și ca să fiți și mai sigur, sunați-ne dumneavoastră pe la 7 fără 10 ca să ne aduceți aminte. Oh, ceasul deșteptător, obiect atât de folositor uneori și atât de inutil alteori, mai cu seamă în nopțile de insomnie. Exemplificare.
Sceneta care urmează, inspirată după o schiță a umoristului turc Aziz Nesin. Ce ai, Ali, dragă? Nu reușesc deloc să adorm. Tot insomnia ta? Tot. Vrei un somnifer? Am luat. Și? Aștept efectul. Ali? Mm. Să-ți mai dau un somnifer? Știi bine că medicul m-a oprit să iau prea multe. Așa e. Auzi, dragă? Ce mai vrei? De ce nu folosești metoda ta? Care? Ei, cu problemele. Când te lovea o insomnie din asta, aveai bunul obicei să inventezi o problemă. De exemplu, într-un timp căutai să calculezi în câți ani, câte luni, săptămâni și zile ajunge ban lună, ban soare, ban Venus, alergând zi și noapte, fără încetare, a? Ce bine îți făceau problemele alea. Până să ieși din straturile dense ale atmosferii, adormeai buștean. Acum nu mi-ar mai folosi la nimic. În atâtea nopți de insomnie am făcut drumul ăsta încât cunosc rezultatele pe din afară și nu pot să mă fac că nu le știu. Ai dreptate. Ali, vrei să-ți dau eu altă problemă? Poate că n-ar fi rău. Ia fi atent. Da. Un om strânge în jurul lui 285 de copii, cărora le împarte 35.628 de mere. Da. Câte mere va primi fiecare copil? A? Da, câte mere... Să vedem. Îmi joc o șansă, va să zică. Împărțim, câte mere zici că sunt? 35.628. Da, 35.628 la 285, nu? Da, va zică 285 din 356, 5 din 6, 1, 8 din 5, nu merge? Zicem 8 din 15, 7, scriem 7, ținem 1, așa, 1 și cu... 2, 3, din 3, 0, rămân 7 și 1, coborâm pe 2, face 7, de 2 ori, 2 ori 5, 10, 0 din 2, 2. Auzi, dragă, cine e ăla care are atâta timp să împartă 35.628 de mere la 285 de copii? De unde l-ai scos? Din de unde l-ai scos, dragă? De unde? S-a dat la școală lui Selim al nostru. Aha, asta era. Profită șmecherul de insomnia mea. Ali, dragă, ai ceva mai bun de făcut? Da, vorbesc eu cu el mâine. Nu, te rog să nu-l cerți tocmai mâine. Da, ce e, mă? Dragule, mâine ziua lui, împlinește 8 ani. Da? Da, și nu uita ce i-ai promis. Ce i-am promis? La 8 ani îi cumperi niște pantaloni de cowboy. Am și văzut unii foarte nostri. 80 de lire. 80 de lire? 80 de lire. Ali. Bine, dragă, bine. Vezi că ai rămas la 2. Care 2? 0 din 2, 2. Problema aceea, băiatul. Auzi, la prețul ăsta ar putea să-și o rezolve singur. Oricum, simt că mie nu mai mi-ajută. Of. Ia aprinde veioza. De ce? Păi tot nu reușesc să adorm. Mai bine mi-arunc ochii pe ceva. Unde e ziarul? Poftim, Da. Barem câteva rânduri, așa, poate că... Uite aici, ceva interesant. De unde? În ziar. Ia uzi, de vânzare, un teren în cartierul Taksim. Suprafața 1624 metri pătrați. Prețul 4 milioane de lire. Ce te interesează pe tine lucrul ăsta? Mai bine căuta să adormi, hai, te rog. Tocmai, stai, poate că terenul ăsta o să mă ajute. Cum să te ajute, dragul? De exemplu, cum de-o fi având atâta bănet? Cine? Cel care o să cumpere terenul, e și asta o problemă, nu? E, unii au. Nu, cât mi-a trebuit mie ca să cumpăr un astfel de teren? Te scrie acolo, 4 milioane. Nu, cât timp mi-a trebuit. Cât dragă, timp? Tu faci nazuri când e vorba să-i cumperi băiatului niște pantaloni de 80 de lire. Și acum te înfiși la un teren de 4 milioane? Taci, lasă-mă să rezolv problema. Deci, se cere să aflu... În cât timp ai putea să adun 4 milioane? Bun, cât câștig eu pe lună? Dacă mi-ai spus adevărul, 500. Bun. Cât aș putea economisi dacă aș ține cu dinții de bani? Cred
cred că n-ai putea economisi nimic. Dar dacă aș pune deoparte câte 100 pe lună, într-un an aș strânge 1200 de lire. În 10 ani, 12.000. Într-o 100 de ani, 120. Deci, dacă aș trăi 1000 de ani... 1.200.000. Da, tot n-aș putea să rezolv problema. Ali, scumpul meu, da, lasă-l naibii de teren și cearcă să dorm. Lasă-mă și pe mine să dorm, te rog. Și totuși, orice ar fi, sunt hotărât să-l cumpăr. Dragul meu, îndată o să înceapă cocoșii să cânte de ziua. Dar dacă aș aduna cele 500 pe lună fără să mă ating de o liră, ce s-ar întâmpla? Întâmplă-se orice, numai culcă-te odată. A trebuit să trăiesc și să muncesc încă 666 de ani. Fără o oră, două de somn. Lasă-mă acum cu somnul, dragă. Oricum nu se mai lipește de mine. Vai, 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 ce nenorocire pe capul nostru cu terenul ăsta. Și totuși problema trebuie să aibă o rezolvare. Uite, aici scrie negru pe alb, prețul 4 milioane. Înseamnă că cineva poate să pună pe masă această sumă. Dar cum? Cu ce s-o fi ocupând oare acest om? O fi funcționar. Funcționar? Stai să vedem. Așa, dacă funcționarul cel mai bine plătit primește 1500 pe lună, ca să strângă 4 milioane, ar trebui, cu 12 și cu... ar trebui să trăiască 276 de ani. Și asta fără să se atingă de salariu. Poate că e medic, dragul meu. Medic? De, stai să vedem. Dacă ia, să zicem, 30 de lire de consultație. Ali, înseamnă... aproape dimineață, taci, te rog. Taci, nu mă deranja tocmai acum. Și dacă consultă 10 bolnavi pe zi, asta face 300 pe lună, 9.000. Asta înseamnă că pentru a cumpăra terenul ar trebui să lecuiască 13.500 de bolnavi timp de... 67 de ani. Dacă și-a făcut clientelă abia pe la 35 de ani, înseamnă că îl va cumpăra la 102 ani. Nu prea stă în picioare. Cred și eu la vârsta lui. Calculul nu prea stă în picioare. Dar dacă face contrabandă? Ce face? Contrabandă. Chiar băiatul mi-a spus ieri, tătecule, să vezi ce bine trăiesc contrabandiștii. Tocmai văzuse un film cu ăștia. Bravo, Ali, bravo! Să te mai prind că-i dai bani de cinema. Oricum, până nu strâng cele 4 milioane, nu-i mai dau un sfanț. Hei, stai! Ce-ai, dragă, ce-ai de sări din pat? Stai, unde mi-e portofelul? În haină, știi bine. Aha, da, stai așa, vă zic. 7, 8, 10, 12 lire și jumătate. Câți bani mai avem noi prin casă? Vreo 5 lire. Băiatul are ceva? Și-a strâns și el 2 lire. Deci avem 19 lire și jumătate. Ce idee ți-a mai venit? Nicăieri nu scrie că trebuie să cumpăr tot terenul. Iau de câți bani am. Iar cu 19 lire și jumătate pot obține... Un moment, stai așa să socotesc. Da, 78 de centimetri pătrați, îți dai seama tu? Cum se crapă de ziua, mă pot prezenta proprietarului și să-i spun... Taie-mi, te rog, o felie de teren de 78 de centimetri. Ce prostie asta, Ali, dragă. Nici dacă ar vrea cineva să se întindă pentru somnul de veci, nu i-ar ajunge 78 de centimetri. Nu-i nimic, o să stau în picioare. În picioare, pe terenul meu. Bravo, și noi. Voi? Îmi pare rău. Vezi bine că n-aveți loc. Doar eu mi-am făcut rost în lumea asta de o bucățică de pământ pe care să-mi pun picioarele. Și asta numai și numai datorită insomniei. Gata, aruncă somniferele. Și dacă nici mâine noapte n-o să poți dormi? Nu-i nimic. Cine știe ce mai cumpăr și atunci? Și acum, înapoi, în arenă! Unde e frizerul menageriei, cel care tunde animalele? De ce, maestre? Cum de ce? Dumneata, nu vezi în ce hal mi-a tuns lei ăștia? Cum e? Parcă ar fi niște căței. Să vină imediat la mine. Imposibil, maestre. Cum imposibil? De ce imposibil? Păi, pentru că tocmai vreau să vă spun. Când leoaica mama a văzut cum i-a tuns puii, s-a uitat duios la el și i-a spus: mâncalar mama de frizer. Și? Și...
s-a ținut de cuvânt. Râs când ești de mare, așa e la cin. Bazi din palme tare, așa e la cin. Totul e o poveste, așa e la cin. Și posibil este totul la cin. Hey! După atâta zarvă, chiot și trompete, după revărsări de haz și de paiete, după ce bunicii, tații și nepoții timp de oră întreagă au trăit emoții, pentru un sfert de oră, ca o acrobată, pauza plutește peste arena toată. Marele spectacol și-a întrerupt mirajul și se odihnește până și talajul. Lumea umple holul gureșe prin țară, cum va fi și mâine, cum a fost și aseară. Pauza e clipa ce se interpune după atâtea glume, dar și tensiune. Iar spre alte pagini de ne poartă gândul, ei, pe Topârceanu, azi parafrazându-l, pauza mai este, spun și cronicarii, lung prilej de vorbe și de comentarii. Câte kilograme or fi având, dragă, bilele de fier cu care jongla atletul acela? Câte 20 de kilograme fiecare. Da? Mm-hmm. Atunci sunt convinsă că au câte un kilogram lipsă la cântar. Dar ce te face să crezi? L-am recunoscut pe asistentul lui. Era pe vremuri vânzător la Prozar. Tăticule, ai văzut ce bine e de dresori ăștia? Ei pot să pună alături în aceeași dresură câte specii de animale vor. Eu dacă fac amestecul ăsta într-o teză de zoologie, iau nota 3. Costică, da? Explică-mi și mie cum reușea clownul ăla să scoată șuvoaie de lacrimi din ochi de câte ori voia să obțină aplauze. Cum? Ce te miri? Tu nu faci același lucru când vrei să obții o pereche de pantofi. Bun spectacol. Mm-hmm. O să stau și la partea a doua. Că mie, când nu-mi place, plec la pauză. Deși garderobiera mă întreabă: de ce plecați? Spectacolul încă nu s-a terminat. Și tu ce îi răspunzi? Tocmai de-aia. Publicul spectator este rugat să-și reocupe locurile, iar publicul radioascultător este rugat să înceteze comentariile, cu excepția celor favorabile. Și pentru unii și pentru alții, începe partea a doua. Unde ai stat atâta, dragă? N-ai auzit că pauza s-a terminat? Băi, Mișule, iartă-mă! E? Am fost la menageria circului să studiez Pantera Neagră. De ce tocmai Pantera Neagră? Știi, am un material de rochie de aceeași culoare și am vrut să văd cum o să-mi stea. Nu vă supărați. Da, vă rog. N-ați vrea să schimbați locul cu al meu? Da, cu plăcere, cum să nu, dar eu am bilet în ultimul rând. Acolo, sus, aproape de cupolă. Tocmai de aceea, știți? În partea întâia a spectacolului, logodnica mea îi tot privea pe trapeziști și spunea: hei, Costică, tu o să ajungi cu adevărat la inima mea numai când o să fii și tu la înălțimea lor. Mă rog, și? Și vreau să-i arăt că sunt. Așa că treceți, vă rog, jos la locul meu și urc eu la locul dumneavoastră. Stimați spectatori, ați urmărit celebrul cuplu de patinatori pe rotile! Na, uite că iar am ajuns după ce s-a terminat. Nu-i nimic, barem să prindem comentariile. Extraordinar, excepțional! Cine? Cuplul ăsta de patinatori pe rotile, ce figuri grele, ce... E, asta.
Cum e asta? N-ai văzut cum se învârteau? Mare lucru, sunt atâția care se învârtesc. E, da, da, ai văzut cu ce viteză? Mă mir că nu-i aruncă în afara podiumului. Cine să-i arunce? E, uite cum, cine? Forța centrifugă. Dacă știi cum să te învârtești, mai face și forța asta centrifugă cât o excepție. Nu-și mai pune mintea cu tine, asta e. Eu totuși zic că sunt grozavi. Ăștia. Uite-te și tu pe ce suprafață mică evoluează, 2-3 metri acolo. E, da, da, câtă suprafață vrei să li se repartizeze? În definitiv sunt numai doi. Ei, ia să fi știut ei să patineze prin viață, nu pe rotile. Eu cunosc pe unul care ar fi patinat spre cine trebuie și cu ce trebuie și s-ar fi repartizat tot manejul. Îi reușește mereu figura asta? Ei, asta e, până acum nu. În ultimul moment, antrenorul dă afară de pe patinoar. Ei, păi vezi? Stai, stai, că mai sunt și alte situații în care se cere să știi să patinezi. De exemplu, dacă șeful tău ți-ar da să execuți o lucrare mai grea, așa ca un triplu axel, ce ai face? Ca un triplu axel? Păi, cred că mai întâi aș cădea. Măi, băiatule, fii atent, eu nu vorbesc de patinaj, eu vorbesc așa... A, la figurat? Asta e, deci dacă îți dă o lucrare din asta, ce faci cu ea? O iau și mă duc la mine în secție. Dar în drum de la el până la secția ta nu luneci? Măi... Nu, nu luneca, avem mochetă. N-ai stofă de patinator, asta e, păi eu am un coleg care în drum lunecă în altă secție... Unde se comportă ca la hockey. Ca la hockey? Da, pasează ălora lucrarea lui. Și îi reușește figura asta? Nu prea, ultima oară a căzut. Rău? Cu 3 gradații. Păi vezi? Stai, stai, că mai sunt și alte situații în care... Uite, de exemplu, cunosc un tânăr, da, provincial, dar visa un transfer în capitală. Eh, ce crezi că a făcut? Păi a căutat pentru proba de perechi o junioară cu buletin. Asta e, brav, a început să pricep. Și, și, a găsit? A găsit o fată în sectorul 1, a început să facă piruete în jurul ei, să-i spună că e partenera ideală la care a visat de la primele lecții de patinaj și așa mai departe. Și fata l-a crezut? Cum să nu-l creadă? Păi, pentru cum ofta și cum dădea el ochii peste cap, i-ai fi dat nota 5,9 pentru execuția tehnică și 6 pentru impresia artistică. Auzi? Și s-a prezentat cu ea la concurs? Ei bine, nu. Fata a abandonat. Asta e. Păi de ce? Spuneai că o visa? Da, dar la antrenamente ea, care era din sectorul 1, da, a aflat că el o visează numai în nopțile de luni spre marți. În nopțile de marți spre miercuri, visa o parteneră din sectorul 2, miercuri spre joi, una din sectorul 3 și așa mai departe. Și capitala are 6 sectoare. Da, dar nopți sunt 7. În ultima noapte, inima lui avea SRL. Și l-a lăsat singur așa în mijlocul gheții? Asta e. Păi atunci stai puțin. Văd că niciunul din cele 3 exemple nu a ieșit pe locul 1. Ce vrei, mai există și greșeli de arbitraj, nu? Îmi place patinajul cu dansul ireal, ce-și deacănă mirajul pe oglinda de cristal. Ei taie luciul gheții cu fulgeri argintii, dar pe oglinda vieții sunt alții și mai și. Ca-n patinajul artistic unii se învață și știu să alunece și-n viață ca pe gheață. Hei, hei, hei și hi, ura! Ce figură, ce figură grea! Neata se vrea să ajungă mai mare decât e, dar fiindcă-i calea lungă, își ia și pilele. Întâi discret copilă, te-aruncă la pământ și-ți plânge apoi de milă. Ca sfântul cel mai sfânt, dar când se vede ajuns acolo, mai în față, nu se mai ține și alunecă pe gheață. Hei, 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 și hip, ura! Ce figură, ce figură grea! Vedem prin expoziții o mobilă model. Clienții cu ambiții ar vrea una la fel. Măi, ce sufragerie! Dar de vânzare, clar, a mea de-aș vrea să fie. Iau masa în galantar, dar ca să vezi această mobilă pe piață, eu le-aș propune să-i facă vânt pe gheață. Hei, 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 și hip, ura! Ce figură, ce figură grea! Hei, 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 și hip, ura! Ce figură, ce figură grea!
De fapt, până și un nasture, un simplu nasture poate să alunece. Un nasture? Da, da, poate să alunece de pe o haină până în preocupările unora fără preocupări. Ca în sceneta Nasturele, dramatizare după umoristul bulgar Emil Rabov. Bună ziua! Bună ziua! Cu ce vă putem servi? Cu un nasture. Unul care să se potrivească la acest sacou. Un singur nasture? Da, pentru că, vedeți, cel de aici s-a desprins și... Și desigur l-ați pierdut. Pe drum. Da. Și mă gândeam că poate în magazinul dumneavoastră găsesc unul care să se potrivească. Sigur, 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 vă rog să alegeți dintre aceștia. Da, da, nu, nu. Nu se prea potrivesc la... Puțin. Luați-l pe acesta. Cred că e cel mai frumos pe care l-avem în magazin. Da, este, este. Priviți ce culoare, ce luciu, ce format original. Da, da. Într-un cuvânt, e un nasture cu totul și cu totul deosebit. Într-adevăr, are multe calități. Cum de nu l-ați vândut până acum? Păi nu-l cumpără nimeni, fiindcă e unul singur. Aha, înțeleg. Dar cum dumneavoastră nu aveți nevoie de mai mulți, luați-l. O să vedeți cum o să le placă tuturor. Credeți? Să vedeți ce succes veți avea cu el. Chiar așa? Sunt convinsă. Atunci să-l iau. Să-l purtați sănătos și mai poftiți pe la noi. Mulțumesc. Margarita! Costa, bine ai venit, dragul meu. Ce făceai? Uite, stăteam de vorbă cu vecina. Bună seara. Bună seara, Costea Andreev. Păi, dragă Margarita, dacă ai musafir, nu te deranja. Dă mie ac și ață. Pentru ce, Costa? Vreau să-mi cos un nasture la sacou. Vai, Costa, ce tot spui? Când ți-ai mai cusut un nasturile? Bravo, Costa, bravo, fă-mă ce de râs, fată de vecina. Știi că abia așteaptă să umple pe urmă tot cartierul. Dă-mi-l, dragă, să ți-l cos eu. Dă-l încoace, hai. Da, poftim, ăsta e. Ia te uite ce nasture frumos. De unde l-ai luat? L-am cumpărat, firește. Îmi dați voie să-l văd și eu? Da, poftiți, poftiți. N-am mai văzut prin magazin asemenea model. Și eu vorba aia, am nevoie tot timpul cu trei prin prăvării. Dar vă spun, un asemenea model n-am văzut. Foarte păi frumos. Normal. E o comandă specială. Ia, așa? Da. Da, se vede. În sfârșit, pe mine, vă rog să mă iertați, trebuie să plec. Dar de ce deodată graba asta, vecină? Așa, pentru că fiindcă... Da! Mi-am adus aminte că mai am de făcut un drum. La revedere! La revedere! La revedere! Vasil! 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 Cine? Cine? Tu nu erai dragă, dar ce țipe așa? M-ai și speriat! Știi? Anțipițe. Păi da, sigur, noi dormim și în vremea asta oamenii se aranjează. Ai? Care oameni? Cine se aranjează? De exemplu, vecinul nostru. Care din ei? Costa Andreev. S-a aranjat. Trăiește și el normal, ca mine, ca altul. Da? Să vezi numai ce nasture are și după aia să vorbești. Dar ce nasture? Pentru sacou. Și ce? Eu n-am? Eu merg descheiat? Da, dar el are unul... Comandă specială, înțelegi, domnule, specială. Și vorba vecinei de la doi. Dacă și-a făcut rost de un nasture comandă specială, cine știe câte alte lucruri mai are? Dar cea de la doi, de unde știe? Păi ce m-a răbdat inima, să nu trec pe la ea și să-i spun? Prostii. Păi da, pentru tine toate sunt prostii și în vremea asta alții își fac relații. Păi, dacă e vorba de o nasture, și eu pot să-mi fac relații. Da, da, numai gura e de tine. Oh, că tare ești lipsit de ambiție, tare ești. Bine, bine, chiar mâine o să-i telefonez lui Gheța. Care-i Gheța, drag? Prietenul meu care e nu știu ce la fabrica de nasturi. O să mă interesez ce-i cu comanda aceea specială. Da, de ce mâine? Telefonează acum seara. Altfel vorbește omul când e acasă. Și dacă vorbești, poate-ți face rost și ție de câteva bucăți acolo, a? Bine, bine, hai. Da. Ia. Da. Ia. Da. E, uite că vorbesc. Na. Alo, Gheța?
Hai, noroc! Da, eu sunt! Ceac-tac! Dragă Gheța, uite de ce te-am sunat. Spune-mi, voi, adică fabrica voastră, a executat cumva o comandă specială de nasturi? Nu? Aha! Vezi, dragă, Gheța nu știe de nicio comandă specială. Atunci ia, întreabă-l, poate au importat ceva. Alo, Gheța, poate ați importat ceva. Cum? Stai să-i spun și nevestimii. N-au importat nimic, dragă. Nimic? De la mine aude asta pentru prima oară. Atunci de unde să-l fi luat vecinul? Stai să-l întreb. Alo, Gheța, atunci de unde să-l fi luat vecinul? Cum, care vecin? Costa! Nu, tu nu-l cunoști. Cum? Da, se poate. Bine, Gheța, îți mulțumesc și scuză-mă că te-am deranjat la ora asta. Ce zice? Zice că s-ar putea să îl fi adus cineva întors din străinătate. Eu de fapt m-am gândit și la posibilitatea asta, că unii au prieteni care le aduc câte o atenție, nu ca noi. Păi ce vrei, dragă, de la mine? De unde să iau acum la repezeană prieteni din ăștia? Singurul meu prieten care călătorește aproape duminică de duminică e Teodor. Numai că el își însoțește echipa preferată oriunde pleacă în deplasare, în cantonament. Dar de acolo nu mi-a adus niciodată niciun nasture, cu toate că în înghesuiala aia se rup destui. Bine, dragă, culcă-te la loc. Da, tu unde te duci? Eu dau o goană până la vecina de la doi. Dar ce cauți iară la ea? Vreau să-i spun că adineori nu eram bine informată cu privire la nasturele acela. Nu l-a procurat de pe piață, ci un prieten i l-a adus de la Paris. Hai, noroc, prietene! Hai, noroc. Dar ce ai? Parcă am supărat. Păi sunt supărat. Sunt cam supărat pe tine. Pe mine? Pe tine, dar ce-am făcut? Ce-ai făcut? Tot cartierul discute despre problema aceea, iar tu, care ai aflat de ea printre primii, n-ai suflat o vorbă. Dar nu înțeleg. Despre ce vorbești? Înțelegi. Vezi? Și acum te faci că nu știi. E vorba de nasturele lui Costa. Of, iar nasturile acelea. Da, nasturile. Un lucru atât de mărunt. Mărunt. Dar câte nu poți deduce din povestea asta? Dar ce să deduc? În primul rând, faptul că este un îngânfat. Crezi? Ei, altfel, de ce și-ar fi pus un astfel de nasture ieșit din comun, adus de el de la Paris? E o presupunere. El n-a pomenit despre așa ceva. Păi vezi, ăsta e al doilea lucru. E un tip ascuns. N-a venit să ne spună în mod cinstit. Mai oameni buni, mai. Am fost în străinătate, poftim, uite de unde mi-am adus și eu acest nastre. Păi nu. Și în sfârșit, după toate astea, îi place să ne și sfideze, știi? Pe noi? Păi pe noi. Altfel, de ce l-ar fi pus așa, la vedere? Păi da, acolo fi locul lui. Acolo, păi dacă era un tip mai modest, îi găsea și el un loc, frate, unde să nu sară în ochi. Păi da, unde să-l fi cusut? La spate sau în buzunar ca să nu îl vadă nimeni? Vasil, nu-mi place, Vasil, nu-mi place. Ai început să-i ții parte? Te-a stricat și pe tine. Bine a spus cine a spus că răul prinde repede rădăcini. Dacă ne gândim bine, viața de toate zilele ne oferă pe alocuri niște momente ca sub cupola circului. De exemplu, unii ca să-și atingă interesele se dau peste cap, ca la circ. Alții, ca să intre sub pielea șefilor, fac niște jumbuș lucruri ca la circ. Logodnice de profesie jonglează cu sentimentele ca la circ. Alții, din cei care au gestiune, fac să dispară, să apară și iar să dispară fondurile ca la circ. Iar dacă îl întrebi pe unul din ăștia de ce când mai toți oamenii merg pe drumul drept tu l-ai ales în viață pe cel strâmb, el îți răspunde: tocmai de aceea am ales drumul strâmb,
că pe cel drept era o aglomerație. Drumurile noastre poate. Drept să-ți spun, mie cel mai mult îmi place acrobația făcută de copii. Ce precocitate! Da, destul de precoce eram și eu. Când eram elev, făceam o echilibristică. Nu mai spune! Da, mergeam în echilibru între promovare și corijență. Și? Și cădeam ba într-o parte, ba în alta. E, dacă o luăm așa, sunt și altfel de copii precoci. Alo? Bună tu, Fifi, da, eu sunt dragă Cici, da. Bine, mulțumesc. Uite de ce te sunt, draga mea. N-ai cumva prin casă un jurnal de mode? Cum? Nu, nu pentru mine, tu. Pentru fetița mea. Da, dragă, cu toate că, așa cum știi, e de-avea într-a 11-a, se poartă ca o domnișoară în toată firea scumpa de ea. E, ce vrei, dragă, nu mai e ca pe vremea noastră. Copiii de azi sunt precoci, mai ales ea. Vai, mi-a dat dispoziție, dragă, să-i găsesc un jurnal cu ultimele noutăți, da? Și mie să nu se supere, că de 2 săptămâni mi-a spus lucrul ăsta, da? De-aia mă gândeam, auzi, poate că ai tu, cum? A, nu, nu, nu de anul trecut, nu, dragă, nici de acum 6 luni. Pe alele are, da. Problema e că nu mai știi ce se poartă prin lume în ultimul trimestru, da. Vai tu, cum să nu preocupe, dragă? Nu-ți spun că e un copil precoce? N-ai idei ce documentată e. Vai, dar ce carte știe. Adică nu chiar carte, mai mult jurnale, da. Îți spune pe din afară ce, cum și când s-a purtat fiecare lucru, dragă. Din cauza asta era să o și pățească scumpa de ea. A întrebat-o la ora de fizică ce știi despre Lavoisier și ea, auzi, dragă, ea a răspuns că e un creator de mode de la Paris. Da, l-a confundat cu Pierre Cardin, tu. Da, iar despre telefon a spus că e inventat de Neckerman. Ce vrei, dragă, precoce, precoce. Dar nu poate să le țină minte chiar pe toate, știi? Nu, nu, sigur. Destul că e la curent cu tot ce-i nou. La bluși, de exemplu, nici nu se uită, nu. Acum vrea pantaloni prespălați. Nu ne spălați tu, nu, prespălați. Ci că e ultimul răcnet, da? Sigur că eu o să-i cumpăr, auzi, dar păi ce vrei să fac? Dar o să-i vină bine, sigur că e și înalt așa, adică înăltuță. De fapt, sincer să fiu, nu prea știu ce înălțime are, dar știi, de ce? Mă derutează pantofii, da. Nu, nu ai mei tu, e, ai ei. Că poartă numai cu tocuri, vai. De la înalte până la foarte înalte, scumpa de ea. Să vezi cum se piaptănă, vai. Și-a lăsat breton până mai jos de sprincene, tu. Jur că e Mireille Mathieu. Ai, câteodată, ce să mai spun, și lasă bretonul mai jos de ochi, auzi? Și atunci când traversează strada, o duc de mână că nu mai vede nimic scumpa de ea. Dar cercei se văd, da, îi se văd, fiindcă poartă din aia mari, supradimensionați, da? Supradimensionați, se spune, da? E drept că sunt și cam grei, știi, îți dai seama ce eforturi face numai ca să fie cochetă, scumpa de ea. Dar oamenii sunt răi. Profesoara de matematică a și spus odată în fața clasei că de aia nu intră în cap integralele, fiindcă se lovesc de cercei. Câteodată, știu, îmi ia din sticluțele mele cu parfum. Eu, fiindcă o știu de precoce, mă fac că nu observ. Da, dar cât puteam să mă fac eu că nu observ? Când mi le-a golit pe jumătate, dragă, am întrebat-o așa pe ocolite, ca să nu se supere. Ce-i cu mirosul ăsta pe tine, fata mamii? Păi ce să fie mami? Zice, am făcut o experiență de chimie. Am combinat 3 molecule de miraj cu 4 de Eva Sublim. E adevărat că nu de mult am simțit eu în combinația asta și câteva molecule de tutun. Ei, ce vrei să fac? Dacă știu că e precoce, o las scumpa de ea. A, dar să vezi ce dansează, vai. Când merge la câte un ceai, toată seara o ține într-un roc. O rudă cam încuiată, aș întrebat-o, o seară întreagă roc, dragă, și mămica ta știe? La care ea ce crezi că a răspuns? Nu, mama săraca știe numai tango. Care și un vor scumpa de ea. Cum? La ceaiuri? Cam de 2-3 ori pe săptămână, sigur că o las, auzi, mă gândesc că oricum ceaiurile sunt sănătoase, dragă, am auzit asta și la sfatul medicului, da. Poftim? Ce spui, dragă? Cu școala, păi, po, la anul de bacul. Da, bacul, dragă. A, nu, ea e copil precoce, scumpa de ea. Ea nu mai zice bacalaureat, ea zice bacul. Păi eu cred că îl ia, cu toate că Diriga, care e profa de mate. Poftim? Nu, dragă, nu e un limbaj cifrat, e un limbaj precoce. Sigur, și Diriga zice că nu-l ia. Dar eu i-am luat meditatoare. Ei, sigur, meditațiile astea costă, da, mă, costă destul, scumpa de ea. Dar mă sacrific. Așa e când ai copil precoce. Da-da! Da-da! În față de la păsări,
Poate cel de la baza piramidei să ducă atâta greutate? Ține în spate, uite, 1, 2, 3, 4 parteneri, săra. Îl invidiez. Eu la mine, la birou, țin în spate 6 parteneri. 6? Da, 5 colegi plus șeful serviciului. Formați o piramidă? Numai când e de făcut o lucrare mai grea. O altă femeie, și asta n-ar fi nimic, dar prietena care m-a informat se întreabă ce-ți place la ea. Îmi place la ea că nu-mi dă sentimentul trădării, pentru că seamănă leit. Cu cine semeni? Dumneata. Dumneavoastră, ce părere aveți despre zborurile interplanetare? Foarte, foarte interesante. Abia aștept ca omul să pună piciorul pe Saturn. De ce tocmai acolo? Ca să aflu și eu cum de-a stat Saturn ăsta atâta timp lângă Venus și încă nu și-a scos inelul ca să-i dea ei. Ți-am pus în deget un inel. Tatipule? Da, dragă. Dar dresură de pești nu există. Dresură de pești nu există, puișor. Peștii cresc prea repede. N-ai timp când să-i dresezi. Da. Dar care e peștele care crește cel mai repede? Păi peștele care... Nu știu, puișor. Lasă că spun eu, puișor. Uite, stai că ne spune mama acum. Peștele care crește cel mai repede, da? E cel pe care l-a prins taică-tu ultima oară. Când a venit cu el de la baltă, avea 10 centimetri. Mama. Și când a început să povestească prietenilor despre el, în câteva zile a ajuns la peste o jumătate de metri. Hai, mamă, zău. Salată de fui, joli. Mamico, dar ce legătură are discuția noastră cu salata de fructe? Na, parcă între pescuit și ce prinde taică tu e vreo legătură. Când-o-i tăcea în fața ta, să nu mă crezi. Când dragostea nu va mai fi cum o visezi. Orice am să-ți spun, te rog frumos, să nu mă crezi. Să nu mă crezi, vreau să-mi promit, să nu mă crezi. Și une după atâtea paranteze, înapoi la subiect. Da, dar nu sub cupola circului. Da, unde? Pentru un minut sub cupola bodegii, pentru pregătirea unui palpitant număr de cascadorie automobilistică. Ia mai toamnă un păhărei, să ne mai treziți. Noroc, n-ai. Hai, noroc, Fănică, hai, noroc. N-ai. Mai luăm un rând? Nu mai luăm, că sunt cu mașina. Păi cu mașina sunt și eu, dacă sunt cu tine. Da, eu conduc. N-am eu grijă de tine. Tu conduci ca un cascador. E stăpân pe volan. Nu. Da, pe volan. Da, dar răspunde încărcătură. Păi atunci răspunde. Da. Mai luăm un rând? Mai luăm, frate. Uite, bravo. Bravo, asta îmi place la tine, că nu fugi de răspundere. Da. Băiete, mâncă o rând, te rog. Așa. Auzi, frate?
Și dacă ne iese în drum unul de la circulație, ce... Da, păi, da, la asta m-am gândit. Și, da. și. Da, da. Ne facem, a? Că nu ne vede. Opa. Ba, hai noroc. Hai noroc, hai noroc. Dar să știi că e ultimul, că trebuie să avem putere să ajungem la șantier. Să avem putere? Da. Păi stai puțin, atunci luăm din ăla negru, că ăla e puterea ursului. Da? Hai noroc. Hai noroc și hai în mașină. Hai, hai la mai. Mai e? Da. Stai, nu mai băga viteza asta. E, asta e. E, dar cu cât mergi? Cu 20 sprițuri la oră. Aoleu, da. Lasă-o mai încet. Ui, ia uite, ne pupăm cu ăla care vine din față. Da. Ne pupăm cu el. Nu se teamă, du-n sărut. Ne ciocnim că, mai el. Păi să ciocnim dacă e chef, nu? Uf, de data asta am scăpat. Lasă că încerc cu altul. Da. Fii atent că vine un pom. N-ai, pune frâna de mână. Nu găsesc. Atunci pune frâna de mână. Nici pe aia nu găsesc. Aole, ce a fost asta, n-ai? A fost frâna demolit. Aole. Slabă, mă, n-a putut să ne oprească. Da, fii atent că mai vine un pom. N-ai, eu închid ochii. Nu, nu te grăbi, las că închidem după ciocnire. Ce-a fost asta? N-am mai ajuns până la șantier. Bă, nu-i nimic. Acum vine șantierul la noi. Când? Păi joi și duminică între 2 și 4, când e zi de vizită, n-ai. Auzi, dragă, dintr-un anumit punct de vedere, colega noastră poate să fie liniștită. E atât de lipsită de talent, încât nu cred să o invidieze cineva. Te înșel, draga mea. Orice om lipsit de talent găsește întotdeauna pe unul și mai lipsit de talent care să-l invidieze. Când văd reușitele acestor artiști, mă gândesc că la urma urmei am și eu perioade când totul îmi reușește. Asta nu trebuie să te sperie, dragă, trece. Dragă, toți înțelepții lumii au vorbit despre răbdare ca despre o artă. Și aveau dreptate, numai că arta asta a răbdării cere un preț scump. Care? Timpul. Opriți timpul, clipa asta minunată. Dragă, de ce te ferești să stai de vorbă cu Costică? Pentru că tot timpul nu-mi vorbește decât de defectele altora. Aha, și tu nu suporți, bravo. Nu de asta. Dar acela care îmi vorbește mie despre defectele altora, precis că le vorbește altora despre defectele mele. Prietene drag, ne cunoaștem de-o viață. Oh, dragele mele, să vedeți ce nebunie în stare să facă trapezistul ca să mă impresioneze. Ar fi în stare să evolueze și fără plasă. Ei, ar trebui să-l înțelegi. Numai noi femeile știm că bărbații, când sunt îndrăgostiți, nu fac prostii atât de mari pe cât se pare, ci și mai mari. Te iubesc numai pe tine, sincer. Formidabil, extraordinar. Ce? Numărul de iluzionism. Cum? Nici ăsta nu ți-a plăcut? Nu m-a entuziasmat. Nici demonstrația aia. Care? Când își leagă burduf partenera, o bagă într-o ladă și după o clipă o scoate din ladă. Mare lucru. Tu ai putea să faci asta? Eu, ba bine că ei, nu. Ei, hai să văd. Aia cu pe loc nu pot, că n-am nicio parteneră cu mine. Dacă știam că vrei să vezi, veneam cu nevasta. Mă rog. Dar când introduce el cele 20 de batiste colorate într-un tub și scoate de acolo un porumbel... Mare lucru! Și pe asta știi să o faci? Ia să văd! Îmi pare rău, nu pot că n-am la mine decât o singură batistă. Păcat, dacă știai, ți-aduceai de acasă încă 19. Da, și ți-arătam cum se face. Da, sau când ia el un iepure, pune peste el un fel de prelată și când zice 1, 2, 3, apare în locul iepurului o cămilă. Ei, moft. Și pe asta știi să o... Mare lucru. Ia să văd. Ce? Acum pe loc nu pot. Înțeleg, n-ai la tine o cămilă. Dacă aveam... Înțeleg, dar da figura cu cravata. Ea, ce spui? Care figură?
Când se duce la unul din sală, îi scoate cravata de la gât, i-o taie cu foarfica, i-o taie în patru bucăți, învelește bucățile într-o hârtie de ziar și când desface din nou hârtia, cravata e întreagă. Moft! Știu, dar acum pe loc nu poți să-mi arăți cum se face chestia asta, fiindcă n-ai la tine o cravată. Cravata nu se vede? Ba da, și e foarte frumoasă, dar n-ai la tine o foarfică. Asta e, n-am foarfică. E, dacă e așa, am pentru tine două surprize. Care? Întâi că am eu la mine o forfecuță. E cam mică, știi, e pentru unghii, dar cred că e bună. Bună, și a doua surpriză? A doua e că figura asta știu și eu cum să faci. Nu mai spune. Păi da, că nu e mare lucru. Asta e adevărat. Vrei să vezi? Ce? Cum se face? Să zicem că vreau. Bun, ți-arăt imediat. Scoate cravata. Poftim? Scoate cravata. Costele? Da, Costele. Să n-ai nicio grijă. Hai, desfă. Stai. Nu. Așa, acum s-o tăiem odată în două. Costele! Stai liniștit. Pe urmă, încă o dată în două. Costele! Așa, ca să fie patru bucăți. Le împachetăm într-un ziar. Ai un ziar? Sportul. Bun și asta. Le împachetăm bine, spunem hocus pocus preparatus, desfacem ziarul și dăm înapoi bucățile. Sunt patru, te rog, numără-le, să nu zici pe urmă că nu ți-am dat toate patru bucățile. Gata? Da, bun. Și când o faci la loc? Ce să fac la loc? Cum ce? Cravata? Ah, da, am uitat să spun să știi. Eu n-am învățat figura asta decât până aici. De restul experienței te ocupi tu. Cum eu? Păi tu, că vorba aia, ce mare lucru și iluzionismul ăsta. La revedere! Cu aceasta sunt pe cale să se încheie cele două ore petrecute. Sub cupola! Cazului! Spectacol de acrobație umoristică și muzicală de Fred Firea. Au evoluat următorii acrobați, jongleri, iluzioniști, dresori și actori de comedie care la unele poante mai fragile ar fi vrut să-și ia cascadori. Stella Popescu, Tamara Buciuceanu-Botez, Rodica Popescu-Bitenescu, Rodica Sanda Tuțuianu, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, Atena Demetrial, Coca Enescu, împreună cu Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Iurie Darie, Mihai Mălai Mare, George Voicu, Horia Căciulescu, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu. Draga mea, îmi place foarte mult rochia cu care ai venit la spectacol, dar nu-mi dau seama dacă e albă cu dungi negre sau neagră cu dungi albe. Normal, mi-a dăruit-o soțul meu care e cronicar dramatic, că nici din cronicile lui nu-ți dai seama dacă e albă sau neagră. Culori, culori, culori. Jongleriile muzicale au aparținut lui Ion Barta, iar acrobațiile sonore au fost asigurate de regizorul tehnic Romeo Chelaru. Vai, Mișule, ce idee bună să ne plimbăm după spectacol prin parcul acesta care chiar și acum e atât de frumos. Da, nu uit că în vară am stat aici exact în locul acesta și am luat și o gustare. Oh, da, cum de ții minte? Recunosc cutiile de conserve. Și-n chioșc fanfara cânta, pocnind din bici. A pocnit din biciul regizoral Manole Pavel Dan. Dar n-aut pocnit niciun bici. Îl o fi înghițit vreo fiară. Vezi, era un bici prea mic pentru dita mai elefantul. Totuși, spune drept, când dresoarea făcea figura aceea atât de riscantă cu capul băgat în gura leului,
Nu tremurai de frică? Eu? Nici de emoție? Eu? Bravo, mă, ești un tip tare. Ce te miri? Suntem toți destul de tari ca să înfruntăm riscurile altora. Gigele, Gigele, nu te depărta de noi. Nu te depărta, nu vezi înghesuială la ieșire? Gigele, n-au să stai liniștit? Mă, Gigele, nu mă obliga să te trag de urechi. Știi că asta nu-mi face niciun fel de plăcere. Nici mie, toticule. Și atunci de ce s-o mai face? Ia, termină.